În Israel, după masacrul comis de Hamas în 7 octombrie și pe fondul ofensivei militare israeliene din Gaza, opiniile contrare sunt cenzurate. Palestinienii susțin că se tem să nu fie arestați dacă vorbesc despre război, inclusiv dacă dau like sau share pe Facebook. Iar israelienii critici, inclusiv profesorii universitari, jurnaliștii și politicienii, au fost avertizați să nu discute problema. Aida Tuma Suleiman a condamnat atacul brutal al Hamas asupra israelienilor, însă spune că este împiedicată să își exprime compasiunea față de palestinienii din Gaza. I don't have walks with my grandchildren anymore because I don't want anybody to know that they are my grandchildren. There's a huge incitement against anyone who dares to protest against this war or to even reveal a little bit of empathy toward what is happening in Gaza. We are not allowed even to cry for a Palestinian child who is killed there. În februarie anul trecut, o grupă de lucru destinată monitorizării discursului URI la adresa statului Israel a fost înființată de ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir. Iar în ultimele săptămâni, instanțele israeliene au confirmat arestarea celor acuzați de încălcarea legii. Judecătorii spun că este necesar, având în vedere că țara se află în război. Palestinianul Amir Badran și israelianul Itamar Avneri sunt aliați politici. Ei își doresc o abordare comună pentru combaterea fricii și UI, care au deteriorat puternic legăturile dintre cele două comunități. Both sides are afraid. Jews and Arabs are afraid. But Arabs are still being threatened. Many arrests are done to young people and not only to young people because of really nothing that they were doing on the social networks. A like that they put or a simple picture that they had. And they are immediately taken for terrorists or people that are supporters of Hamas. Jewish people are very anxious. They fear. They are very, very afraid. There's a war in Gaza. People are also anxious, especially between Jews and Arabs. It's very natural, but we are trying to de-escalate it and to prevent violence to erupt. Un oficial al guvernului israelian a declarat pentru Euronews că țara sa monitorizează orice incitare și investigează fiecare caz.